Formation. Eriz. Adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Klaus Werner Iohannis, președintele României, să ia cuvântul. We are kindly asking His Excellency Klaus Werner Iohannis, the President of Romania, to address the audience. Domnule prim-ministru Mark Rutte, dear Mark, domnule prim-ministru Nicolae Ciucă, excelențe, dragi militari, dear Prime Minister, dear Mark, dear Prime Minister Nicolae Ciucă, Your Excellencies, dear soldiers, sunt bucuros că îl avem astăzi ca invitat aici, la Cincu, pe domnul Mark Rutte, prim-ministru Regatului Țărilor de Jos, într-un moment important, dar și dificil pentru securitatea europeană și euroatlantică. România și Țările de Jos sunt state prietene, partenere și aliate în cadrul Uniunii Europene și al NATO. Țările noastre împărtășesc aceleași valori democratice și au interese comune de securitate, de pace și de prosperitate. I am pleased to have the Prime Minister of the Netherlands, Mr. Mark Rutte, with us today here in Cincu in an important but difficult moment for the European and Euro-Atlantic security. Romania and the Netherlands are friends, partners and allies within the European Union and NATO. Our countries share the same democratic values and have common interests of security, peace and prosperity. Vizita dumneavoastră în România, domnule prim-ministru, reprezintă expresia relațiilor aprofundate de cooperare pe care România le are cu țările de jos, în mod deosebit în domeniul securității și apărării. Domnule prim-ministru, dragă Mark, îți mulțumesc pentru prezența în România a militarilor din țările de jos. Dear Prime Minister, your visit in Romania represents the expression of the in-depth cooperation between Romania and the Netherlands, especially in the security and defense domain. Prime Minister, dear Mark, thank you for the presence of the soldiers from the Netherlands in Romania. România, întregul flanc estic, precum și întreaga alianță și comunitatea internațională, resimt din plin aceste amenințări de securitate fără precedent, generate de războiul brutal dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei. Romania, the entire eastern flank, as well as the whole alliance and international community, fully perceive the unprecedented security threats generated by the brutal war unleashed by Russia against Ukraine. Dragi militari olandezi, vă mulțumesc pentru eforturile pe care le depuneți alături de colegii francezi, belgieni și români în cadrul grupului de luptă aliat din care faceți parte pentru apărarea noastră a Europei. Mulțumesc de asemenea și celorlalți militari aliați aflați în România care contribuie la consolidarea posturii de descurajare și apărare a NATO pe flancul estic. Dear soldiers from the Netherlands, thank you for your efforts, along with the French, Belgian and Romanian colleagues within the Allied Battle Group that you are part of in support of our defense, the defense of Europe. I'm also thankful to the other allies who are present in Romania and contribute to a strengthened deterrence and defense posture of NATO on the eastern flank. Prezența dumneavoastră aici demonstrează unitatea, coerența și capacitatea de reacție ridicată care definesc NATO, cea mai puternică alianță politico-militară din istorie și pe noi ca aliați. Împreună cu soldații români, faceți Europa mai sigură și protejați valorile euroatlantice. Democrația, drepturile omului, statul de drept
și dreptul fiecărei națiuni de a-și alege singură cursul de politică externă și de securitate. Your presence here proves the unity, coherence and high readiness that define NATO, the most powerful political and military alliance in history, and defines us as allies. Together with the Romanian soldiers, you make Europe safer and protect the Euro-Atlantic values, democracy, human rights, the rule of law, and the right of every nation to choose its own path of foreign and security policy. Vă doresc succes în activitățile de pregătire, precum și în misiunile pe care le veți desfășura alături de militarii români. Împreună suntem mai credibili, mai eficienți și mai hotărâți în asigurarea unui mediu de securitate stabil, necesar dezvoltării societăților noastre democratice. I wish you success in conducting your training activities as well as the missions you will carry out along with the Romanian soldiers. Together, we are stronger, more efficient and resolute in ensuring a stable security environment so necessary for the development of our democratic societies. Vă mulțumesc tuturor. Thank you all. Adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Mark Rutte, prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, să ia cuvântul. We are kindly asking His Excellency Mark Rutte, the Prime Minister of the Netherlands, to address the audience. Mr. President, dear Klaus, Prime Minister, Your Excellencies, Mesdames et Messieurs, membres de contingent français et belge, mannen en vrouwen. It's an honor to be here among this special group of people. When I was young, this kind of military cooperation would have been simply unthinkable. And yet, for years now, it has been the norm. Romania, the Netherlands, Belgium and France working together under the flag of one alliance. And although we have been NATO allies for 18 years now, today our partnership is closer than ever. Together, we stand shoulder to shoulder against Putin's war of aggression. The more he tries to drive us apart, the closer he brings us together. Camp Bertelot is powerful evidence of that. And so is this battle group's state of readiness. Each of you stands ready to deter and, if necessary, to defend. You are, all of you, a crucial link in NATO's eastern flank, stretching from the Baltic to the Black Sea. As one NATO, we are standing firm for our Ukrainian friends, and we are defending democracy and freedom. Values we will never surrender. The speed with which this battle group was formed makes me truly proud. I'd like to thank the Romanian government for its great hospitality and smooth cooperation. Domnule Președinte, dear Klaus. Domnule Prim-Ministru. Mulțumesc. I'd also like to thank our French colleagues for their hospitality and collegiality. Monsieur le Colonel, merci et bonne chance. En tegen jullie, de Nederlandse militairen en jullie thuisfront, zeg ik, heel veel dank voor jullie grote inzet voor vrede en veiligheid. Nederland en de NAVO zijn trots. Nederland en de NAVO rekenen op jullie. Thank you all very much. And I wish the Battle Group every success. Thank you. Thank you. Adresăm rugămintea excelenței sale, domnul Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministrul României, să ia cuvântul. We are kindly asking His Excellency Nicolae Ionel Ciucă, the Prime Minister of Romania, to address the audience. Your Excellency President Klaus Iohannis,
dear Prime Minister Mark Rutte, distinguished ambassadors, dear soldiers, ladies and gentlemen, Excelența voastră, domnule președinte Klaus Iohannis, domnule prim-ministru Mark Rutte, distinși ambasadori, dragi soldați, doamnelor și domnilor. First of all, let me express my country's gratitude for the presence in Romania of the military personnel from Netherlands of up to 200 soldiers. Their efforts, together with their French, Belgian and Romanian colleagues, to build up and operate the Allied Battle Group are highly appreciated by the Romanians. This contribution to the NATO deterrence and defense posture in Romania is extremely significant since it stands a clear proof to Russia that our alliance is solid, united, and capable to defend its territory and values. În primul rând, permiteți-mi să exprim recunoștința țării mele pentru prezența în România celor aproape 200 de militari din țările de jos. Eforturile lor împreună cu colegilor francezi, belgieni și români pentru a construi și opera grupul de luptă aliat sunt foarte apreciate de români. Această contribuție la postura de descurajare și apărare a NATO în România este extrem de importantă, deoarece reprezintă o dovadă clară pentru Rusia că alianța noastră este solidă, unită și capabilă să își apere teritoriul și valorile. The Russian invasion of Ukraine has altered irreversibly our relation with Russia. The unprovoked, illegal and premeditated war of aggression against Ukraine is the most important threat to the Allies since the World War II. We have to stand united in solidarity to support Ukraine and to prevent the extension of the war. Invazia rusă în Ucraina a modificat irreversibil relația noastră cu Rusia. Războiul de agresiune neprovocat, ilegal și premeditat împotriva Ucrainei este cea mai importantă amenințare la adresa aliaților de la cel de-al doilea război mondial încoace. Trebuie să rămânem uniți, solidari, să sprijinim Ucraina și să împiedicăm extinderea războiului. The effects of Russia's war extend on both neighboring allied countries and our vulnerable partners. As allies, we have a great responsibility in ensuring that the lessons learned from this crisis by Russia and other global and regional actors is that aggression has significant negative effects. Efectele războiului Rusiei se extind atât la țările aliate vecine, cât și la partenerii noștri vulnerabili. O mare responsabilitate pe care o avem în calitate de aliați este să ne asigurăm că lecția învățată din această criză de către Rusia și alți actori globali și regionali este că agresiunea are efecte negative semnificative. We have adopted a firm and strong stance on Russia within the EU and NATO and also in a multilateral format aiming at isolating Russia at the international level, supporting tough sanctions and ensuring their implementation, advocating for wider support from democracies around the world. Romania supported all the EU sanctions packages, including the most recent one, the aid package. În cadrul Uniunii Europene și NATO, dar și în formatele multilaterale, am adoptat o poziție fermă și hotărâtă față de Rusia, vizând izolarea ei la nivel internațional, susținerea unor sancțiuni dure și asigurarea punerilor în aplicare, pledând pentru un sprijin mai larg din partea democrațiilor din întreaga lume.
România a susținut toate pachetele de sancțiuni ale Uniunii Europene, inclusiv cel mai recent, al 8-lea pachet. Thank you once again, Mr. Prime Minister, for all your help, and I wish good luck and success to all soldiers present here in Cincu. Vă mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru, pentru tot ajutorul acordat și le urez succes și noroc tuturor militarilor prezenți aici la Cincu. Thank you very much. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, în încheierea ceremoniei, distinși invitați vor realiza fotografii oficiale cu detașamentele aliate dislocate în Centrul Național de Instruire Întrunită Getica din Cincu. Ladies and gentlemen, in concluding the ceremony, the distinguished guests will join the allied detachments deployed here at Cincu for official photographs. Rugăm reprezentanții mass media să se deplaseze la acest moment.